Ce casa corectă în Minecraft Astăzi eu și familia mea am făcut un concurs de construit Pentru a vedea cine reușește să facă cea mai frumoasă și securizată casă Din păcate ne-am luat la ceartă Deoarece unii dintre noi au trișat Scrieți la comentarii cine credeți că a câștigat Izabela, Magdalena, Răzvan, am o întrebare foarte importantă pentru voi. Care membru din familie credeți că ar construi cea mai tare casă? Bă, ce să fiu cu voi, fraților? Eu, ha, ha, ha. Bun, ok, băi, și fete, nici măcar nu știu de ce am întrebat chestia asta, pentru că era clar că toată meu o să zică eu, eu, eu. Însă răspunsul meu este desigur eu, deoarece astăzi o să facem un challenge foarte, foarte tare, unde ca de fiecare dată, Răzvan va câștiga. Bă, fie vorba între noi, Răzvane, nici măcar nu mai aduc aminte că ne-ai câștigat ultima dată vreun challenge, dacă stau să mă gândesc cum. Adică, da, 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 ok. Hai să hide and seek. hai să schimbăm subiectul. Hide and a, -a, a câștigat Isabela la hide and seek. Bă, ia vedeți, bă, fraților, cum face, ce, mă, ce... Sau la cu cubul, ok, la la cu a câștigat, dar a avut noroc, fie vorba de băi și fete, adică nu se pun astea pe, pe bulan. Haideți să vă zic mai exact ce vom face astăzi. Deci, după cum puteți vedea, toată lumea are aici un ursuleț drăguț pe care va trebui să-l ascundă într-o casă, da? Însă, regulile sunt foarte, foarte simple. Nu poți, gen pur și simplu, să faci chestia asta, uitați-vă, fac o demonstrație. Nu poți să faci chestia asta ca să ascunzi... Uh... Deci să nu faci cumva, eu pot ascunde un schelet de ursuleț, tu ești un ciudat, băi copile, te rog să taci din gură, că dacă nu o să te trimiți, băi, la școala de corecție, mamă, la școala de corecție ar trebui să-l trimi poșoare cu ăsta, fără dacă stau să mă gândesc. Ideea e că va trebui să îl ascundeți foarte, foarte frumos așa într-o casă și totodată va trebui să faceți o casă frumoasă doar cu culoarea voastră. Vom avea 20 de minute și cine reușește să ascundă cel mai bine acest ursuleț va câștiga și nici măcar n-am dat startul, șoarece, gata, acum am dat startul, hai, Poți să te apuci, doamne, iartă-mă, bun. Și la final toată lumea să iau rusulețul și să-l pună undeva. Băi și fete, fie vorba între noi. Gen, eu o să, o să folosesc o tactică pe care... Ia, ce face Isabela? Ce, doamne, iartă-mă, face? Ok, treaba ei, casa lui Răzvan. <laughs> Răzvane, și! <șoare ce>? ia. <laughs> ia uite o casă de... <laughs> Băi, alo, 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 vai de capul și de zile lui Băi și fete, deci fiți atenți Acum dacă stăm să ne gândim Fiecare persoană ar face o casă de aia cu foarte multe camere Cu nu știu ce Eu, ca să fiu a lumină în față O să fac o casă normală, complet normală Unde o să ascund acest ursuleț Într-un loc în care nu se așteaptă nimeni Momentan Nici eu nu știu Unde, unde ar trebui să-l să ascund Dar o să vedem Haide să începem, deci o să fie o casă Frumos și că dacă stați să mă întrebați pe mine. Mai exact o să fie așa, fiți atenți. Uh, hmm. O să iau red concrete și o să iau niște quartz de la pillar, așa. Bun, și o să fie așa, deci uh, o să o construim în sensul ăsta. Deci mergem așa, da? Stați. Mergem așa frumos, da? Cu patru de-astea în sus. Aici va fi intrarea și toate prostiile, Alo, culoare roșie, nu alb, băi, alo, păi da și tu ai alb aici, șoareci, ce faci? Și tu, băi, trebuie să fie predominant uh, culoarea e albastru, asta e albastru? Asta e de aici albastru, vezi că acolo în mijloc e alb. Uite aici e alb, ia vezi, hai pleacă de aici, șoareci. lasă-mă să-mi fac eu construcție, nu mai comenta atâta. Așa, bun, uh, facem așa, băi și fete, și acum ne ducem puțin, da, deci cum, cum e în filme, ne ducem așa, da, iar aici facem casa pe bune. Da, stați prima dată, uite, așa. Bun. Deci asta este intrarea, ca să fie așa frumos cum vine acoperișul în față. Iar aici facem casa pe bune, da? Care e casa pe bune va fi... Așa, da? O să facem totul frumos. Și el, bă, să o facem o casă Bă, uite, stai că ne ducem mai în două blocuri. Uite, să fie o casă nici micuță, nici măricică, să fie așa totul normal. Ideea e că punctul meu foarte la casa asta va fi de departe acoperișul. O să aibă stilul ăsta roșu cu puțin alb, așa o să o fac. Ok. Bă, uite, se pare că și Izabel are o structură interesantă la casă, dacă stau să mă gândesc, frăților cu de răzvan Bă, dar tu nu poți să faci altceva decât un uh, dreptung Vai de capul tău ce vrei, mă, băi Valea, ai grijă cum vorbești, bă, șoricelule Ia vedeți, băi, pleacă, bă, de aici Uite, îmi distruge Zidurile de, de rezistență Bă, întotdeauna el face un... Ok, Magdalena face ceva foarte ciudat Se pare că Izabela, băi, și vede în continuare S-ar putea să surprindă Însă vom vedea Acum, bă, o să facem așa Foarte simplu Și înăuntru fraților Înăuntru, bă, da, știu deja ce o să fac înăuntru Deja știu, nu mai, nu mai, nu mai contează Uite, așa, perfect Așa U, știi ce aș putea să fac, băi și fete? Mamă, bă, să fac O intrare într-un pod Unde acolo un pod Să lasă la gen, mamă Dar gen să fie uh, Cum mi spune Să o fac așa într-un fel nu, mm, nu, eu zic eu ok așa. Să o fac așa într-un fel, băieți și fete, să nu-și dea seama. Să nu-și dea nimeni seama că acolo ar trebui să fie o intrare în pod, gen. Cred că e cea mai bună idee. Bun. Hai să facem așa. Așa, așa, așa. Bun. Iar aici, bă, aici fie vorba între noi, nu, nu o să facem nicio, nicio fereastră, gen. Adică cred că e ok. Bun. Ridicăm chestiile astea, ridicăm și noi fundația cât mai putem acum, și ce zic. Facem și așa. Bun. Acum, foarte important, ce ușă să folosim? O să folosim o ușă, desigur că albă. Uite, da asta așa frumoasă. Ok, se pare... Ia, ia păzea, păzea că a venit comentacul ăsta mic. Ce, ce mai vrea să comentezi ea? Bă, ce amuzant ești, bă, șoarece. Bă, mă, bă, fraților, da să... Deci, bă, Răzvane, tu ai un talent roșie, nu albă, da, e roșie. Deci, tu ai un talent, bă, deci, efectiv, ale cele mai proaste combinații de culori. Uitați-vă la ușa asta, cât de urât arată. Bă, deci, n-am văzut o ușă mai urâtă. Ce, ce mai urâtă ușă? E numărul 1. Oamne, bă, pleacă mă de aici, mă, vai de capul tău. Ia să de Magdalena ce face. Ok, Magdalena, momentan, se pare că își face fundația. Izabela face cam ciudat fie vorba între noi, dar să fie, să fie sănătoasă. Hai să vedem aici la window. Mama bar fi perfect dacă aș putea, ia stai, să pun ceva aici, dar nu știu să zic. Ia. Ce se întâmplă? Ah, ok. Mama, speriat. Am traume de la așoare cu de răzvan. Mă uit stânga, dreapta, să nu mi se întâmple ceva. Uh, ok, ia stai, pot să pun astea? Spune într-o că pot. Nice! Bă, deci le-am făcut... Le-am făcut perfect, chiar nu mă așteptam Ok, aici nu pot Bun Și aici, în mijloc, fraților, ce să fac? Mm. Tot ceva, un window aș vrea Uite, ăsta, nu? Tom, da, mă, da! let's go Let's go, guys Uite, și aici, la fel, pun Da, mă, da Bun, de se pare că exteriorul este relativ gata. Aș mai avea nevoie de niște floricele, uite, pe care să le pun uite aici. Aici, uite aici, 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 aici. Bun, punem floricele peste toți. Nu părea ne Ia, vedeți ce frumos arată. Ba altceva, bă, baltă altă Aici nu putem să punem, dar nici măcar nu ne interesează. Bun, acum vreau să pun ceva deasupra acolo, vedeți? Deasupra la intrare. Hmm, oare ce aș putea să pun deasupra la intrare, fraților? Bă, dacă stau să mă gândesc... Asta nu... E cam greu. E cam greu, ia. Asta? da, nu prea e o idee bună, fie vorba între noi. O să dau un weather clear. Iar acum hai să facem acoperișul. O să începem cu stairs de-astea. Și ia vedeți, și vede cum o să facem acoperișul, că acoperișul și cea mai tare parte la asta, că da am și făcut casa așa. Doar fiți atenți. O luăm așa, gen. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. După Aici o luăm la fel. Bum, bum, bum. Sper să fac bine. Ok. Și aici punem sleburi. Sper că am făcut bine ce am făcut, dar mai avem timp. Nu e problemă. Nu e problemă de timp. Ok. Iar aici, băieți și fete, ar trebui să. Hmm. Nu știu asta e și puțin complicat. Aici, cum fac? Cum umplu mai sus? Hmm. Bă, cred că... Na, cred că ar fi simplu. Uite, să fac direct așa, nu? Așa. Așa. Da, cred că așa ar funcționa. Facem așa. Bă, da, și acolo... De acolo începem cu o nouă... Așa, bun, bun. Ok, m-am prins, băi și fete. De acolo vom începe cu o nouă scară. Așa ar trebui să funcționeze, asta e. Să vedem dacă o să iasă tare. În un fraților, o să fac o cameră de gaming, un dormitor, un living room de la mișto, o bucătărie, chestii de genul. Ok, cred să punem asta puțin mai în față. Așa. Bun. Băi, asta e că asta se suprapune cu asta și nu-mi place. Cred că așa trebuie să vină. Ok, băi, asta nici mai fac căilalți. Mamă, ia vedeți băi și fete că Isabela chiar are niște idei mărețe, din câte observ. Ok... cu de răzvan, doamne iartă-mă bă fraților, bă toate casele pe care le face arată la fel, deci sunt oribile. Toate deci cele mai oribile case. Dacă ar fi după mine, aș face doar challenge-uri de-astea non-stop, aș posta patru challenge-uri de-astea pe zi, numai ca să îmi bat joc de el că pierde de fiecare challenge și ia ultimul loc. În fine, poate chiar o să fac chestia asta odată, cine știe, nu știe nimeni. Uh, da. Aici este o mică problemă. Nu. Și acum continuăm normal. Nu? Așa ar trebui să se întâmple. Iar acum, băi și fete, cred că trebuie să ne prefacem că acolo nu se află nimic, nu? Sau? Ia să vedem. Păi, așa. Aha. Aha, deci așa trebuie să facem, băi, nu? Da, mă, cu cum arată aici de bun. Alb cu roșu, bă. Fie vorba între noi, arată mai mult alb decât a roșu. Dar gen, bă, n-a și poate să folosească alb. Uite că și Izabela folosește, dar eu am folosit cam mult. Dar, bă, acoperișul cum vrei să-l faci, frate? Că n-ai cum să-l faci în culori? Că nu ai culori, pur și simplu. Și ce zic? Hmm, ok. Mai facem încă un etaj și după gen, nu, nu facem până sus că nu nu place cum arata Mai facem încă un etaj de asta și după umplem cu sleburi. Și după asta trebuie să ne gândim cum să facem podul. Bă, podul... Na, podul o să fie... Nici măcar nu o să am scară în el. Gen, o să am scară mai sus. Nimeni nu o să se gândească că aici e un pod. Asta numai dacă nu cumva cineva o să mă spioneze, dar nu cred că are cine. Sper să nu fie vreun șoare care... Mă spionează pe aici, Aha. Uh -huh. Unde e Răzvan? Eu văd ce face asta, băi. ah, ok, asta a făcut, ok, 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 bun. M-am prins ce a făcut și cu asta. Magdalena cred că face aceeași chestie. V-am zis, băi și fete, că nu o să fac. Nu o să fac chestia asta. Toată lumea deja se gândește la asta. Trebuie să fiu mai original, mă înțelegeți? O să fac o casă normală unde o să ascundă la mișto. Bun. Iar acum, Facem acoperișul aici sus. Bun. Ia vedeți. Altceva căsuța asta. Intrăm înăuntru. Aici suntem întâmpinați cu... Hmm. Stați. Trebuie să ne gândim mai exact. Bă, prima dată. Prima dată facem așa. Păzea, am auzit, ia uite-l, a venit și șoarecul. Pleacă bă de aici, că eu nu ți-am spart nimic așa da de ce Ce ai căutat la mine? Pleacă bă de aici. Nu ți-am spart nimica, bă te mă apuc să spar construcția. Și după plâng, mi construcția, mi-a construcția. Bine să vezi ce fac, hai, pleacă de aici. Comenta cu asta mic, în fine. Hai că... Hai băi, și de că o să ne prefacem că nu s-a întâmplat nimica, Bun, bă, la intrare, la intrare e o problemă, nu știu cum se zice în, eng în engleză, la, bă, cred că stand se zice, nu? Sau? Nu. Cum se zice în e Adică, bă, așa ar trebui la chestia, băi și fete, unde spui papucii, la pantofar sau la cuier. Hmm, chiar nu știu cum se zice în engleză la asta. Ia să-i o să mă duc să o pe Magdalena, poate știe. e să două secunde prima să fac aici. La cuier, cum se zice în engleză? Hmm. Bon. Am terminat aici nu o Magdalena, dragă, știi cumva cum se zice la cuier în engleză? Cuier, gen ă ăla de intri și spui hainele. În engleză. Nu știu ce sunt eu, o profesoară de engleză. Doamne, iartă-mă, fine, băi și fete, am zis și eu că ăștia din familia Iancu sunt mai inteligenți, dar observ că... Observ că... Da, m-am înșelat. Bun, punem asta aici. Așa. Bă, dar trebuie să fie ceva asta. Uite aici la props. Props, kitchen... Props, misc... Props, art. Da, se pare că nu e. Bun, păi atunci, fraților, hai să începem să facem totul frumos. Deci o să luăm un dublu bedroom de-asta, cu niște de-asta, așa, cu cu atâta. O să... Nu o să facem nicio baie, n-are sens să facem o baie, aia e punem un bubble gum machine de asta, punem niște cola. Props holiday. Mm -hmm. Nu știu ce să zic. Props kitchen. Uite ceva iară. Așa, super basic. Punem o asta așa. Bun. Ia să vedem cum facem. Deci, aici o să fie dulapul unde domnul toate astea, așa. Aici o să facem bucătăria, da? A, ah, nu. Asta vine aici. Asta vine așa. Aici trebuie să vină un sink. Ia vedeți. Kitchen sink. A, ah, stai că deja am sink. Un fridge. Uite, un frigider. A, ah, ok, bun. Poate să vină și aici. Bă, asta da, e atunci. Asta să vină aici. Asta aici. Uite ceva roșu aici. Ceva aici frumos. Și iară pentru kitchen sus trebuie să punem chestii. Mm, bottom. A, ah, top, uite aici, top. Bun, 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 bun. Ok, am făcut și asta. Iar aici, în partea asta, fraților, asta uite, să pun aici un, este bubble ca mașinul ăsta, uite, îl pun aici, ia vedeți. Punem și niște cola. Așa. Am pus niște cola. Iar acum, trebuie să punem niște chairs cer. Ok, și o canapea, da, și un televizor și astea, dar prima să spune niște cer, uite, de astea așa. Frumos! Mă înțelegi, uite, și punem si asa, frumos. Ia, vedeți! Ok, arată oribil. <laughs> Fie vorba răi, Dar, ia stai să pun, uite, A, așa. Ok, ia. Ce faci, bășoare? Ce pleacă, bă, de aici? Unde e? Ursulețu, ia stai că mă uite acum la tine să văd unde e ursulețu, ia să vedem dacă îl găsim sau nu, a? Ia să vedem, ia să vedem, a? ia să vedem șoare ce dacă îl găsim, a? Aha. Nu o să... Nu o să fac asta, n-ar fi frumos să fac asta. <laughs> ia spart apa, <laughs> uite-te la el. <laughs> n-ar fi frumos să fac asta. În fine, hai haideți bășpite că eu o să plec acum, a? are că asta ia, uite te soare, ce ne simțit e. Pleacă bă, șoare, ce de aici, că de deja mai spart. De ce mai ai spart? Că tu mai spart, pleacă de aici. Pleacă bă de aici, șoare, ce. Să nu te mai văd. Da, Magdalena, ce. Ia, Magdalena, uite la mine. Ok, fraților, stai să mai punem. Hmm, să punem ușa. Așa. Mergem înăuntru și acum mai trebuie să punem un TV. Uite, fix de asta voiam. Și a vedeți că intră perfect. Iar acum carpet. Ceva carpet de asta roșu. Uite, aici ar intra perfect. Aici la fel și aici la fel. Perfect. Pleacă, bă, de aici șoarece. Cât timp mai avem? Bă, nu știu, mai avem vreo 3 minute, să spunem. 3 minute. 3 minute pe ceas. Hmm. Iar aici, băi și fete, fiți atenți, va trebui să fac, trebuie să fac o schemă sau ceva. Hmm. O să pun cab web, ca și cum este o casă abandonată, pentru că va trebui să ascund, să ascund ceva după cab web ăsta. Așa. Bă, dacă și aș putea să, sau? Băsta. Ah! Nu merge. Bun, o să punem cabo peste tot. Da, ca să le fie foarte greu. Ideea e că n-ai voie să spargi, gen, asta e ideea. N-ai voie să spargi, dar na, cabo e practic nici nu trebuie să spargi, că doar treci prin el. Așa. Aici. Ia vedeți acolo, băi, și fete și aici, a? Ce credeți că fac? Vin cu de-astea. Vin cu... Beraluri A? Ia vedeți. Vedeți ce voi și eu sau nu? Aha. Gata, mă, bă! Eu zic că sunt numărul 1. Eu zic că nu le găsește nimeni pe șoarec aici, a? fie vorba între noi. Ia, a venit Răzvan ăsta rapid. Pleacă, mă, de aici, n-ai voie să spargi. Pleacă! Oricum, băi, vete, o să încep cu Răzvan prima dată, pentru că vreau să-i vreau să -i găsesc cursurețul și să-l oftic. Din prima să plângă puțin. Bun. Iar acum trebuie să te gândești și la un trapdoor. trebdor. Care o să fie, uite, chiar aici. No, 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 nu, no, nu, aici nu-i bine deloc. Stai. O să fie chiar aici. Bun, perfect. Eu am terminat, fraților. Mi-am terminat căsuța, mi-am pus și Teddy Bear-ul. <laughs> dragă nu prea a terminat. Bun, toată lumea e gata? Și are ce, ești gata? Singura regulă, n-aveți voie să zburați. Iau sursa, da, da, uzi regula lui. Aha. Răzvan the King, Răzvan Regele, Razvan the Winner, Răzvan este șeful meu, Răzvan este șeful meu semnat Marius. Comenta cu ăsta mic. Toată lumea să vină aici, băi, și vede, pentru că vom începe challenge-ul. da, desper deci că ați pus uh, ăla. Izabela, scumpă, din păcate nu mai ai timp. Izabela, nu mai ai timp. Nu, din păcate. Haide, băi, mai fi rău. Trebuie să pui Teddy Bear undeva, Izabela, l-ai pus? Am pus. Bun. Hai să vedem care-i treaba. Prima dată, voi cu cine ziceți să începem? Bă, ce pleacă băi de acolo. Prima dată, haideți să începem cu, cu cine ziceți voi să începem? Eu zic că uh, cu Răzvan. Așa zic și eu, da, da, da. Ok, ai are ce să te văd. Ia să vedem. Hai să vedem băi și fete. Ia, uite, ăsta iară s-a crezut interesant. Uitați-vă el. S-a crezut inteligent. Ok. Hopa, ce avem aici? Ok. Bă, pleacă bă de aici, să văd, auzi. Pleacă de aici. Ok, aici nu văd nimica. De? deci, după cum puteți vedea, băi, și fete, m-am uitat stânga-dreapta. Dacă l-ai pus altundeva în zona asta, nu se poate vedea. Deci, ai trișat, ok, e... Normal el să trișezi. Stai să iau și flashlight-ul. Stai să iau flashlight-ul, că asta dacă n-a pus că e interesant, a? Dar asta nu merge aici. Hopa! Hopa! Unde-i pus, mă, șoarece? Ce faci, mi-l găsești? Las că-l găsesc eu. Bă, pleacă-mă de aici. Bă, frate, se pare că șoarecul de răzvan chiar a făcut o de asta bună. Hmm. Ia să vedem. Bă, nu-l nici de bun? Uite, acolo e ceva combinație. A, a, ai văzut ceva, Magdalena? Ia uite-te. Vezi ceva acolo? Nu. No. Hmm. Bă, fraților, oficial nu găsim uh, ursulețul Rozvan. Izabela, scumpu, ai găsit? Nu. No. Bine, mă! ce Rozvan, haide! arată ne unde e ursulețul. Hai să te vedem. Ia unde e. Ce face? Păi, Păi da' stai, tu ai spart aici sus Noi nu puteam să ajungem aici Nu ați ajuns aici, păi da' pe unde ajungem aici? Bă fraților, bă și ăsta a spart Bă ăsta a noi n-aveam cum să ajungem aici Ușor e cu asta a spart. Ușor e asta... bă, bă, Izabela, tu ai crezut că poți să ajungi și eu? Cred că nu. Magdalena, crezi că a spart? Nu știu. Bă, șoarece. Bă, frate, bă, n-aveam cum să ajungem acolo, men. Nu era. Păi atunci, ia e, e, unde căutați voi. Păi, ba nu, era acolo, jos. Unde am picat toți în aia și ia să vedem sau nu. Era acești chestii. ia unde am picat toți în aia? Ba da, aici era. Nu puteam să ajungem aici. Nu puteam. Pentru că aici era un bloc. Aici era un bloc. Era spart aici. aici era bloc. Așa era aici. Nu? nu e așa, Magdalena. Uite te la el. Răzvane, aici era bloc. Nu aveam cum să ajungem aici. Pentru că era spart. Nu era aici. Ba da, păi, a, a, -a ducea pe, pe unde intram? Ia. Pe acolo Bă, bă, frate, bă, atrișat. Pe acolo, stai, nu acolo Atunci e arăt în unde? Vino să vezi Ce să văd? Ce să vă mai exact? Ok, băieți și fete. Șoare costa de răzvană, încerc, Deci, bă, scrieți la comentarii dacă credeți că a trișat sau nu. Ia ce face Izabela? Îmi spetează casa. Bă, fraților, nu știu. Vă să las la atitudinea voastră în comentarii dacă a trișat sau nu. Mie mi se pare trișat pe bune ceea ce a făcut el. A spart acolo. Nu puteam să ajungem acolo în niciun caz. Așa, mi se pare trișat. Acum, hai să vedem care va fi următoarea casă. Haideți la mine. Ok, Magdalena, hai să mergem la tine. Hai să vedem la tine. N-am spart. Păi nu puteam să intrăm dacă nu spărgei. Hai să dăm Magdalena la tine. Ok. Aici văd că asta. Ți-am arătat că se putea intra... Uh, uh, uh. Mai e încă un loc la fel, dar gol. Nu se poate intra din casă. Trebuie să iese să de duci sub plot. Scrieți voi la comentarii, băi și fete, dacă credeți că Răzvan a trișat sau nu. Ok. Să vedem să găsim unde a pus Magdalena. Ok, l-a pus probabil după asta. Aici undeva. Aici nu se vede, deci nu are cum să fie aici pentru că nu se vede. Hmm, bă, ești nebun. Bă, bă ce de astea complicate. E chiar complicate. Ați găsit ceva voi? Bă, eu n-am găsit nimic aici, nebun. Hmm. Hmm. Nu, tu nu meriți să găsești. Taci, băi, că ai trișat, nu uita. Aha, ok. Bun. Aș... <laughs> ok. <laughs> hai să... Hai să mergem acum la... N-am trișat. Bă, o să decide lumea în comentarii. Poți să-i Nu poți să-i că ai spart acolo ca să poți să-i jos. Bun, hai să vedem la Izabela. Oare unde este uh, ăsta lui Izabela? Este întrebarea mea. Ok, ce am pus niște cesturi, draga de ea. Hai să vedem. Uh, uh, Izabela, cred că tu ai uitat să îl pui, sau? Nu văd eu bine. <laughs> Având în vedere că e casa neterminată, cred că ai uitat să... <laughs> Nu, ok, bă, dacă spui tu, înseamnă că ar trebui să fie undeva pe aici, ascuns, cine știe Nu a uitat, noi l-am găsit, dar nu-ți zicem Ok, dar de, de, de ce stați amândoi aici? Mm, unde ar putea să fie, bă, fraților? Aha, ok Bă, ideea e, băi și fete, că ăștia s-au aliat împotriva mea și tot le găsesc întotdeauna Știu că e în spatele vostru, l-am văzut L-am văzut, știu ce e fix acolo, l-am văzut, uite l Așa, bun Nu e <laughs> La mine n-ați găsit Pentru că ai trișat, a trișat fraților Bun, acum să a încercat și la mine Hai să vedem N-am trișat, mai e uh, încă un loc la fel Da, nu e Ideea e că ai, ai trișat Ia arată care e locul ăla la fel Să decidă oamenii, să decidă Bă, da, voi și fete, s-a văzut clar că a, Că au trișat N-ai voie să spargi șoarece Bă, n-ai voie să spargi. Eu am spart la fel, că dacă spărgeam, câștigam și eu. Vai de capul tău. Ok, băi și fete. N-ai voie să spargi, șoarece! Bă, fraților, scrieți la comentarii dacă ar trebui să descalificăm pe Răzvan pentru asta. N-ai voie să spargi. N-ai voie să spargi, fraților. Și tonul găsește Aha, uite-l, ai spart, l ai trișat A trișat direct A trișat direct, fraților Bă, acum, deci fie vorba între noi Al lui Magdalena a fost găsit Al lui a fost găsit Al meu a fost găsit trișând, da, pentru că n-ai voie să spargi uh, Și Alu lui Răzvan Răzvan a ascuns pentru că a trișat Eu v-am arătat Și noi ți-am arătat că n-aveai cum să intri pe aici Decât uh, Decât dacă ăsta, n-am trișat în pod? Cum intrai în pod la tine, Marius? Printr-un trebdor. Acest trebdor care este deschis, după cum poți vedea. Printr-un trebdor. Dar Răzvan... Răzvan a spart. Pe unde? Cum urcai? Urcai cu zburatul. Simplu, urcai cu, zburatul. Ideea e, simplă, băi, și vedeți, scrieți voi la comentarii ce părere aveți, cine a câștigat challenge-ul ăsta, eu sau Răzvan, eu zic că eu l-am câștigat pentru că ăsta a trișat, da? Și după a spart și, și a și a și așa. Scrieți-vă la comentarii. Cine a câștigat dintre mine și Răzvan? Să decidă oamenii.